Polițiștii rutieri au și depistat o șoferiță aflată sub influența substanțelor psihoactive. Pe strada Gheorghe Șincai din Baia Mare a fost oprit pentru control un autoturism, la volanul căruia se afla o tânără de 24 de ani. La testarea cu analizorul de droguri, rezultatul a fost pozitiv. Astfel, tânăra a fost condusă la spital pentru recoltarea de mostre biologice, iar în cauză s-a întocmit dosar penal. Aparatul este unul foarte simplu, este compus din trei elemente: analizorul de droguri, caseta test și colectorul de salivă. Procedura de testare este una foarte simplă. Colectorul de salivă se introduce în gura subiectului, se face un periaj bucal complet, după care se așează sub limbă timp de 3 minute. După aceea, colectorul de salivă se introduce în caseta test și se așteaptă până la apariția liniilor de control. Următoarea procedură implică introducerea casetei test în analizorul de droguri, care va indica dacă conducătorul auto a consumat substanțe psihoactive. Acțiunile polițiștilor rutieri s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile. Având în vedere dinamica fenomenului infracțional de pe raza județului Maramureș, serviciul rutier, în colaborare cu Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate și Biroul Rutier Baia Mare, au organizat acțiuni de amploare pe linia depistării conducătorului auto care se deplasează sub influența substanțelor psihoactive. Oamenii legii atrag atenția că fapta de a conduce un vehicul pentru care se prevede obligativitatea de deținere a permisului de conducere sub influența substanțelor psihoactive constituie infracțiune și este pedepsită de codul penal cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.